Alcătuită din zeci de tineri, dar și din membrii marcanți ai partidului, echipa liberală, în fruntea căreia s-au aflat cei doi copreședinți, Dumitru Beianu și Gheorghe Ștefan, vicepreședinții Dumitru Gavrilă și Nelu Simion, a ajuns sâmbătă 7 mai în două dintre comunele județului, dar și satele aparținătoare ale acestora. Ocazie cu care au fost prezentați candidații la cele două primării și consilierii locali, dar și candidatul și platforma program a acestuia pentru Consiliul Județean și echipa de consilier. Începând cu comuna Comana, unde au fost vizitate 4 din cele 5 localități aparținătoare, Comana, Vlad Țepeș, Falaștoaca și Budeni, echipa liberală l-a prezentat pe Ion Mihalache, candidatul pentru funcția de primar cetățenilor, liberalul care va continua seria proiectelor PNL Giurgiu privind infrastructura și modernizarea altor obiective demarate deja. Așadar, străbătând fiecare uliță în parte, liberalii giurgiuveni au stat de vorbă cu localnicii, care au primit cu multă căldură, dar care și-au exprimat totodată și multe dintre nemulțumirile sau necesități. Lor. Cunoscut din timpul mandatului cât a asigurat președinția Consiliului Județean, Dumitru Beianu a primit asigurări că cetățenii îl doresc din nou în fruntea județului, iar într-un schimb de idei, acesta le-a reamintit oamenilor proiectele inițiate de domnia sa din calitatea de președinte al Consiliului Județean Giurgiu. Singurul om care a avut curaj să scoată Comana la lumină dânsul. Milioane de euro. Mănăstirea Comana, drumul spre Mihai Bravu, drumul spre Călugăreni și barajul ăla peste Neajdu. Ce înseamnă că actualul primar n-a făcut nimic? El a făcut în comună. Toate astea de care spun sunt proiecte ale Consiliului Județean, câștigate pe bani europeni. Una e ce are județul, da? Județul și una e ce are primăria. Eu n-am spus că am asfaltat eu drumul ăsta. Ăsta l-a făcut primarul. Eu vreau de drumul județean care merge spre Mihai Bravu și spre Călugăreni. Alea sunt drumuri județene ale județului și dacă voia, n-avea voie să le facă. Alea le-a făcut Consiliul Județean. La modernizarea mănăstirii Comana. Dumnezeu sănătate și putere de a face să mai semnați. Deși în ultimii 4 ani județul a fost condus de altcineva, Dumitru Beianu a răspuns în cunoștință de cauză la toate întrebările adresate, deoarece multe dintre acestea se referau la programe și proiecte ce fuseseră implementate și depuse în perioada mandatului său. Eu am fost președinte pe 2018 și de la cred că ăsta e câștigat de mine. Kilometru 0 e acolo în centru și se termină drumul tocmai la Stic. Nu la Stic, la Naip. La Naipul la Stic. A venit în 2012 al președinte. Aurică i-a dat votul să iasă președinte. El s-a certat cu Aurică și ca să răzbune pe Aurică, să răzbună pe toată comuna. După discuțiile cu cetățenii, următorul popas a fost făcut la Mănăstirea Comana, obiectiv care pe timpul mandatului lui Dumitru Beianu a fost cuprins într-un amplu program de reabilitare și modernizare. Lucrările desfășurate continuând și în prezent, din păcate, termenul de finalizare a fost depășit cu aproape 2 ani de zile. Continuând acțiunea de lansare și prezentare a candidaților la alegerile din iunie 2016, echipa liberală a ajuns și în comuna Gostinari, unde alături de candidatul la primăria comunei, Dumitru Mușa, liberalii au vizitat atât obiective de interes local, dar au stat de vorbă și cu oamenii satului pentru a le prelua problemele și sugestiile cu privire la propunerile acestora pentru localitatea lor. Însă, la Gostinari, cea mai stringentă problemă este cea a apei. Nu avem canalele astea, și nu avem apă, păi nu avem. Pentru primarul, dar cum ale? Care a fost 4 ani de zi. Păi ce a făcut fabrica? Ce a făcut fabrica? Cea de veche, este noi bani. Exact. Și-a luat 50 de hectare. Foarte rău, dacă vedeți cum trăiește lumea județului în alte ce părți? Să vedeți că chiar de casă luna. Și măcar șanțurile alea eliberate, deci plicea pe stradă aia de mizerie de apă stătută și de șanțele fundate, nu se pare și de iarbă crescută. Cum era contractul dată cu dar și comună? Cum arăta noi? Mai ales să vedem care o veni acum, care o veni acum, să vedem. De bine de dumneavoastră. Atunci să-l lăudăm.
Deși la un moment dat vremea a devenit mai puțin prietenoasă, liberalii giurgiuveni nu au renunțat la acțiunile lor de promovare a candidaților, acestea fiind extrem de plăcute pentru a comunica cu oamenii și a lua pulsul vieții de la sate. Însă cel mai important lucru a fost că echipa liberală a observat deschidere pentru colaborare din partea localnicilor, ceea ce înseamnă că din perspectiva câștigării alegerilor, toate forțele umane și materiale trebuie concentrate pentru dezvoltarea întregului județ, nevoile cetățenilor fiind multe, dar și extrem de importante.